Continuăm cu Săptămâna Magiei, care se încheie astăzi, dar nu înainte ca unul dintre cei mai tineri, pentru că vrem să promovăm și tinerile talente aici la emisiune, și tinerii magicieni talentați vor să facă un număr spectaculos și să-i dea la o parte pe bătrânii magiei. Pentru că iată, oare va reuși Buturuga Mică să răstoarne careul de aș format din magii tot care a fost luni, Simion Ștefan care a fost marți, Cristian Pestrițu care a fost miercuri și Iohannes care a fost ieri. Vedem acum magicianul Andrei Magic Man. Te rog să iei un loc, am înțeles că ne așezăm la canapea, da, nu? Da, te rog. Tu ești mai nou în industria asta, până acum nu te-am prea văzut așa. Am auzit că ai spus că au fost cei 4 ași. Da, au fost grei. Tatea a fost cu magia, greu de tot. Am înțeles. Tu ești din Cluj, nu? Gorj. Din Gorj, de la mine ești? Da. Și ce faci? Veniți la Târgu Jiu, veniți aici la București? Veniți aici, bun. Încercai, și... da. Ce v-am pregătit? Ești student, stai un pic, să te cunoaște mai bine, ți-am zis. Adică ești okay, din, da. Gorj, din Gorj, de unde din Gorj? Baia de Fier. Din Baia de Fier și e student la? Drept. La Drept. Iar domnișoara din spatele camerei de filmat e iubita ta? Nu. Ana Maria Cătălin. A, iartă-mă, Ana Maria, nu te-am, nici nu am văzut până acolo. Ana Maria, da. Frumoasa muzicii populare vine imediat, dar era cu masca, cu tot, nici n-am văzut cine e acolo. Perfect. Și acum, deci ne faci un număr să-i dai la o parte pe cei patru așa e magie, da? Nu se dau la o parte, o să încerc. O să fii mai bun ca ei? O să încerc să fiu bun. Perfect, am înțeles că tu ai văzut, ai devenit magician după ce ai văzut un truc la TV la un moment dat pe care l-ai urmărit de 100 de ori ca să-l înțelegi? Exact, pentru prima oară când am văzut un moment de genul, adică în aria asta, mi-a plăcut foarte mult. Cu greu am făcut rost de reluare să văd din nou, acum vreo 10 ani sau ceva de genul, acum 9 ani s-a întâmplat chestia asta. Și efectiv l-am urmărit, același lucru, făcut de 100, aproximativ 100 de ori, până am ajuns la o modalitate de a-l face și eu. Nici acum nu știu dacă e aceeași metodă. Ăla o să-l faci acum? Aș putea să-l fac și pe ăla, da. Nu, haide, vino cu ce ai venit tu pregătit. E Săptămâna Magiei și vrem să încurajăm și tinerile talente. Și mai așteptăm magicieni celebri. Trebuie să-l aducem și pe Iosefini, tati, tatăl magicienilor. Tăticul magicienilor. Exact. Că pe nepotul Robert Tudor l-am avut de multe ori la emisiune. Haide să vedem. Bun. Hai, tati, e presiune pe tine, vrem să te vedem cât de bun ești. Să încerc să nu fie. Sper că nu ești surprins. Fii atent, chemăm telespectatorii alături de noi. Să vină camera mobilă. Zi. Sper că nu ești surprins că o să folosesc un pachet de cărți de joc. Deloc. Am să clarific acest mit, să-i spun așa. Toată lumea când aude cărți de joc au o anumită reticență. Toată lumea folosește cărți de joc. Nu cărți de joc din nou, altceva. Da. Dar ideea este că majoritatea numerelor pe care le văd cu cărți de joc sunt atât de multe pentru că e foarte util, e cel mai simplu. E un pachet de cărți, e atât de mic, e drăguț, e compact, pare că încerc să-l vând. Bun, Cătălin, astea sunt cărțile de joc. Da. Ok? Da. Bun. 54, da? Asta urma să te întreb, ești tu magician, citești gânduri. Ok. Mai jucam, acolo. Asta vreau să te întreb dacă știi câte, adică eram 52, sigur că știi. 52 plus 2 jocuri. Exact, 52. Exact, perfect. Uite, nu o să facem... Ia o carte sau ceva de genul, pentru că am auzit o felul de variante, că ar fi toate cărțile la fel, sau că îți împing eu una, sau chiar nu contează ce carte, folosești orice carte. Și o să vreau să te întreb, din 52 de cărți, vreau să treci prin toate și în mintea ta să-mi spui care e cartea preferată. O să folosim cartea aia, cartea preferată din 52, una singură. Zi? Da, o să folosim pe aia, nu e niciun secret. Nu știu, azi de inimă roșie. Azi de inimă roșie. Da. Aia a zis-o acum. Acum am zis-o. Eu n-am atins cărțile, nu? Da. Cât de tare ar fi dacă Asul de inimă roșie ar fi prima carte deasupra de aici? Hai cum. Deci tu doar ai zis cartea aia. Du-te, bă. Deci ai numit-o, eu am pus pachetul pe masă. Să creadă lumea că am vorbit cu tine. Da. Ia, stai să o arăt, las-o aici să se vadă. Deci Asul de inimă roșie sau de rom? De rom. De care vrei? De inimă roșie. De inimă roșie, l-am și pe ăsta, bun. Îl folosim pe ăsta sau deci sau vrei să iei altă carte, nu știu. Păi și poți să mai zic încă o dată și mai apare deasupra? Ideea e să folosim o carte. Eu te-am întrebat, s-a întâmplat. Și poți să schimb? Poți fi... Da, dacă vrei poți să schimb. Păi ia, mai ia facem alta, o dată? Ia alta care vrei tu de aici. Uite, nu, haide să iau... Ce vrei tu? Uite asta. Valetul de inimă neagră. Da. Ok, o să vreau să semnez cartea. La fel, multă lume au desemnat carte. De ce mereu semnează cartea? Pentru că dacă aș lua asul ăsta și l-aș pune aici și l-aș scoate de altundeva, de la spate sau nu știu de unde, o să creadă că sunt dubluri, nu? Fac aici, da? Da. La măruță. Okay, scrie și să, uite, să mă zgălesc. Așa, și scrie și data de azi ca să sunt sigur că te-ai mai 27, sunt sigur că te-ai mai semnat pe 27 a 11 a 2020. Perfect. Deci e unică în lume în momentul ăsta, corect? Da.
Deci nu poți să mai existe niciun de lume. Nu, mai uite și eu și hai, nenorocit-o, gata. Să vadă cei de acasă cum perfect. Am măzgălit cartea, da? Și am trecut aici și data de astăzi și tot. Bun. Și? Cartea înapoi, în pachet. Da, o bag înapoi, o pun aici. Deasupra. Da. Toate o să vină peste. Da. Și efectiv, nu mai facem nimic. Dacă eu o să le amestec, ai fi impresionat dacă... Normal, ce s-ar întâmpla? Ar trebui să-ți găsesc cartea, nu? Da. N-ai fi surprins dacă aș face asta. Eu o să încerc să te surprind, nu o să-ți găsesc cartea. Bine, nici nu pot. Vreau să-ți găsești tu cartea. Și cum fac asta? Deci tu singur îți găsești cartea, dar fără să vezi. Deci cum fac asta? Deci, o să vreau să amestec pachetul, ia da. Pachetul, amestecă-l așa, dar amestecă la spate. Deci eu amestec, uite, stai, să vadă dacă n-am nimic da. La spate. Amestecă la spate, uite, pune una printre alta, cum crezi tu, ideea să fie... Uite așa. Bun, amestecă-l mai mult, continuă, da. Dar nu le schimba, adică să nu pui pe față sau pe spate. Nu, le amestec exact. Exact. Gata, le-am pentru că la un moment dat, acum, tot de la spate, vreau să iau o carte de la mijloc. Iau o carte de la mijloc. Ce carte vrei tu? Uite, da. Așa, să vadă cei de acasă. Și întoarce-o invers în pachet. Întoarce-o invers și după deci pui... asta o întorc invers, da? Da, și o pui înapoi. Dar o văd cei de acasă ce carte e. Da, nu contează, poți să o vadă. Perfect, și am întors-o invers în pachet, da. Ideea ar fi fost ca tu să-ți întorci singur cartea. Tu nu știi ce carte ai întors, nu? Nu. Deci nu știi ce carte ai întors. Păi n-am întors, că eram cu spate. Cătălin, cât de tare ar fi ca momentul ăsta, cartea e semnată de tine, tu să-ți fi întors. Stai puțin. Asul de romb a fost la început. De, tu ai știut, inimă roșie. Da, de inimă roșie. Tu ai știut ceva. Dar... n-am mers. Uite, semnează-o și pe asta, te rog. Semnează asta iarăși? Da. Stai că s-a... Stai puțin. Băi, stai... acum m-a pus să semnez și... Deci tu ai avut marcă română? Nu încoace, că și tu ai rămas surprins. Deci am avut marcă română și am semnat cartea asta. N-are cum să fie cartea asta. Băi, ești nebun? Cătălin, s-a întâmplat acum, în fața ochilor tăi. Tu... Băi, Ciucă! Da! Caută caseta, ne uităm de 100 de ori. Ne uităm. Cum ai făcut, mă, nene, ești nebun? Deci eu am avut un marker cu care am semnat. Întrebarea nu e cum, întrebarea e când s-a întâmplat asta. Pentru păi că noi nu am marker... întâlnit înainte de emisiune. Păi nu, dar acum ai semnat cartea, nu? Exclus așa ceva. Și am avut mâinile la spate, am amestecat cărțile. Tu ai amestecat cărțile și ai avut markerul în mână. Tu cu markerul ăsta ai semnat cartea, în care era băgată. Deci cum ai făcut asta? Poți să ții un secret? Nu, ești tare. Deci tare ăsta micu, tati. A venit ăsta micu să ne dea lumea peste cap. Ce vorbești, mă? Foarte bun, mă, foarte bun. Deci, oameni buni, căutați-l pe Instagram, zi odată. Gata, spune-mi Instagram acum. Andrei Magic Man. Andrei Magic Man, foarte bun ai fost. Deci cu asta chiar m-ai făcut praf. Andrei Magic Man, mai ai vreuna? Da, te consider o persoană norocoasă. Eu? Sincer. Nici și mai mult, ok, da. o să te testez, zi, da, nu te crepe pe cuvânt. Nu știam ce să răspund dacă... Crezi în destin sau în coincidență? În... Zic că nu. În destin. Deci în coincidență nu crezi. Trebuie să nu crezi într-una. Crezi în coincidență? În care nu crezi. Atunci cred în destin și nu cred în coincidență. Nu crezi în coincidențe? Da. Nici eu. Ce coincidență. Fii atent, Cătălin. Bună, o să tăiem pachetul în 4 locuri. Da. Zi-mi, o să trec cu degetul prin toate cărțile. Da. Și îmi spui stop când vrei tu să mă opresc și eu mă opresc. Stop. Să nu crezi că am făcut eu ceva sau ceva. Sau nu știu, mă opresc eu undeva. Tai-l tu, aș putea să te pun din nou, dar tai-l tu din nou. Ăsta? Și ăla și ăsta. Să fie deci în 4. Ăsta așa, o dată și ăsta. Și pe ăsta așa. Lângă. Da. Bun. Gata. Ok, exact așa. Sunt 4 pachetele, da? Da. Cât de tare ar fi să fi tăiat exact. Deci tu ai tăiat, ți le-am pus jos pe masă, tu le-ai tăiat exact unde ai vrut tu. Cei 4 ași. Bă, tu de al cui ești? Da. Deci, bă, a venit ăsta mic. Deci nu, vorbesc serios, deci tu ai făcut chestia Andrei, asta. Andrei, mai zi o dată cum ești Andrei pe Instagram. Andrei Magic Man pe Instagram. Îți dai seama, Andrei Magic Man, bun tati, deci ne-ai zăpăcit efectiv. Mai pus să tai pachetul ăla și am... Cum? Nu, asta, nu, deci n-am făcut eu, ai făcut tu în primul rând, că s-a văzut, e clar, tu ai făcut. Eu n-am făcut nimic. Nu știu ce mă felicit. Coincidență sau destin ăsta? Păi tu ai zis că nu crezi în e destin. Destin ea. Bun. Mai ai vreuna? Vreau să-mi arăt un joc rapid. Da, tati, arată. Dacă că mă bun. Prinzi la jocul ăsta, îți arăt cum să găsești o carte. Te învăț. Dacă nu bă, mă prinzi, bun. Foarte bun. Alegeți... A avut dreptate, mă, Ciucă. Bravo, mă, Ciucă. Alegeți. Să știi că nu ți-am dat multă speranță la început. Am zis, cine, mă, băiatul ăla? N-ai încredere în Ciucă. Nu, am încredere în Ciucă, dar... apoi, magician, pac, nu știu okay. Ce. Bun de tot, ești bravo. Vrei să te învăț? Da. Dacă mă prinzi, dacă nu te învăț. Da. Deci alegerea ta. Alege un as din ăștia, o să-l folosim. Deci aleg un as din ăștia ce 4, da? Uite,
îl aleg pe ăsta de treflă. Asul de treflă, cartea norocoasă. Da. Bun. Hai să găsim și o carte în cazul în care câștigi să atingi una care vrei. Ating ce vreau eu? Ce vrei tu? Asta. Vrei să o schimb? Că eu te las să o schimb. Nu, aia. Aia. Deci uite, o ții minte. Deci asta stai, o să... stai să o vadă și cei de acasă. Gata? Asta prima de aici, da, perfect. Asta o să îți arăt cum să o găsești la final dacă mă prinzi, ok? Am să o las momentan în mijloc. Și acum o să facem jocul cu așii. Ce vreau să fac? Asul de treflă ai zis, nu? Da. O să iau asul de treflă și am să-l întorc o dată pe spate, pe față și iar pe spate. Da. Ideea este ca tu să mă prinzi când fac mișcarea asta. Adică când fac chestia asta sau cum o fac eu așa, să-mi zici te-am văzut. Da. Și eu mă opresc, ok? Da. Bun, Cătălin, fii atent. Asul de treflă. Da. Este pe față, da? Este. Este pe față. Uite, este. Îl las pe față lângă ceilalți. Acum, 1, 2, 3. Ai văzut când s-a întors? Nu, sincer. E ultimul. Deci este ultimul, da. Dar 3 ași sunt pe față, unul e pe spate. De cum l-ai întors? Am spus că fac de 3 ori, trebuie să mă prins doar o dată. Mai e de 2 ori. Stai, da? Un pic, stai, că să mă concentrez mai bine. E perfect, facem aici. Bun, îi lăsăm pe toți. Deci stai să vadă și cei de acasă. Deci uitați, pe toți pe spate, da? Întoarse așa, da. Uite și? Cât de încet fac. Și acum, doar asta. Și n-ai cum să se întoarcă. Fii Cătălin, o carte, două, trei, și a patru. Cărțile, cartea pe care tu ai ales-o, asta de treflă. Adică se întoarce fix aia. Tu îți mai fac o singură dată. Nu pot să-ți răspund că nu știu. Nu știu de ce. Să știi că nu e timpul pierdut. Ești bun, corect. Jur, ești foarte bun. Ești foarte bun. A vrut să am debutul cu tine aici. Perfect, bă, e prima ta emisiune de televiziune. Da. Oameni buni, pot să mai auziți foarte mult de Andrei de acum încolo. Bun, bă, deci bun. Pe Bobiță, care a fost aici la noi, a ajuns în Las Fierbinți. Hulpe a ajuns la știrile Pro TV, tu să câștigi România Talent. De asta a venit. Mama. Mai e o dată, Cătălin. Deci n-ai cum. Deci mai e o dată să mă prins. Uite, vezi cât de clar o fac. Stai că mă uiți și ca prostul așa foarte aproape, zici? Bun. Pur și simplu. Îi punem pe fiecare și nu mai fac nicio mișcare decât asta. N-are mă cum să s-a întâmplat în fața ochilor tăi. As, as, as și ultimul pe spate. Și chiar dacă nu m-ai prins când am făcut asta, eu tot pot să-ți găsesc cartea. Dă-te încolo. Băi, ești nebun. Poți să verifici absolut tot. Ia, dă-mi un pic cărțile astea. Lasă, dă-mi cărțile astea trei. Ia uitați, am patru cărți, oameni buni, patru ași, da? Să-mi spui cum fac asta, da? Păi nu m-ai prins. Ia. S-a întors? M-am speriat pentru o clipă, să știi. Nu, mai, ești bun, mă. Și te-am întrebat dacă crezi în destin? Cartea asta crezi că a fost luată... Ai atins-o la întâmplare sau a fost destinul? Uite, poate a fost o coincidență pentru că este și cartea mea preferată. O am pe ecranul telefonului, se vede? Ai 7 de inimă roșie, nu e asta. Uite, ideea e că dacă pot să fac asta aici. Și este telefonul meu. Câți ani? 25. 25 de ani. Și tu făceai magie, deci tu te-ai născut când s-a început să emită Pro TV-ul. Cam așa, da. Da. Deci tu ai 25 de ani. Da. Și până acum faci magie doar la cluburi, la... Da, sunt de... Adică profi, să zic așa, fac de 3 ani. Da? Ai iubită? În București, da. Ei faci torcuri de astea? Nu e deloc impresionată. Nu? Nu. Deloc? Deci, absolut deloc. Nu este un spectator bun cu care să exersez. Ce faci? Strică trucurile? Nu, interesează. Adică pot să merg pe tavan și... ok. Ai mișto relația voastră. Nu, din punctul ăsta de vedere al magiei. Da, perfect. Adică se așteaptă la orice. Bă, ești foarte bun, serios. Mulțumesc din suflet. Deci Andrei Magic Man. Pe Instagram, pe Facebook, pe YouTube ești? Pe YouTube nu sunt. Nu. Păi trebuie să fii. Trebuie să te duci la România au talent, trebuie să te duci să te vadă lumea, că ești talentat. Da, pe YouTube am jucat recent într-un serial, DM se numește. Da. Acolo sunt pe YouTube atât. Da. Mamă, dar cum ai făcut asta cu cărțile? Mai știi una repede? Rapid? Nu mai avem timp. Da. Vrei să facem rapid asta? Ne-ai zăpăcit, dar să... ia, o secundă, mai vin un pic, ia. Gata, hai că am și depășit, dar parcă nu ne putem dezlipi de tine. Rapid, o să fie foarte repede. Repede de tot. Deci, fii atent. Ia, stai să vină camera mai aproape, să vină telespectatorii. Andrei Magic Man. Bun. Foarte bun. Vrei să rămânem tot cu dama asta? Da. Poți să greșești, se întâmplă să greșești. Adică dacă o pui în mijloc și deasupra e altă carte, se întâmplă să greșești. Dar dacă iei cartea și faci puțin așa, o să te ajute. Dacă o faci din nou, același lucru, poți să urmărești cartea? Poți să urmărești cartea și... Adică ai fost cu ochii pe ea, nu? Uite, de exemplu, dacă fac asta la tine aici,
Bine, aveai mai mult acolo, nu o să te mint. Uite, dacă îmi dai voie, uite, aveai mai mult, adică n-a fost doar una. Nu mai, nu ți-am luat, nu mai nimic. Bun băiatul ăsta. Mai vii pe la noi? Te mai prima ocazie. Ți-a plăcut la noi? Foarte mult. Pe cuvânt, eu sunt foarte sincer. A fost și prima dată. Deci prima dată și eu sunt sincer cu tine. N-am avut absolut deloc emoții. Adică am avut magicieni aici care sunt cunoscuți. Și am zis, chiar vorbeam mai devreme și ziceam, bă, la final parcă vrei să vine vineri un magician. Așa, așa m-am gândit și eu. Foarte cunoscut, renumit. Și uite, a venit unul anonim, pentru că e prima dată când apare la televizor și ne-a dat lumea peste cap. Ești foarte bun, mulțumesc, Andrei. Suflet. Magic Man. Felicitări, serios, ești senzațional. Bravo ție. Aștept cu nerăbdare. Să ajungi foarte departe și te mai așteptăm, da?